Floricico! Hai, fa, uimește-mă, hai! Hai, aduci borșul ăla de gâturi de gâscă! Hai, hai că te lăudai cu el! Vine, fata, vine, vine! Așa, așa! Rupe-mi gura! Așa, mâncați așa ochii tăi! Ia, ușor, 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 să nu dă-ți palmine! Ai grijă să nu te arzi la limbă! Ce bine miroase! E un detergent scump? A glumit, a glumit. Cam puține gâturi. Trebuia să mai pui. Bă, mie nu miroase deloc. A ce? A bine. Unde fusești, mă? Cum unde fusei? La muncă, unde să fiu? Zău? Zău. Și ce făcuși tu la muncă? Oh, greu. Greu de tot. Nu mă întreba, Floră. Nu mă întreba că am avut o zi... Hai de mine. Bă, iete că te întreb. Ce zi ai avut? Oribilă. Oh. Groaznic a fost. Să vede, mă. Pe ce? Pe ochii tăi și pe pofta asta de boș de gâturi de gâscă tăiate cu barda. Păi, de nebună ce ești? Cine m-a pus să tai un câr de gâște să le tai gâtul cu barda? Dar cu ce vrei, mă, să le tai? Nu știu. Cu drujba. Era mai potrivit, a? Bă, Floră, tu de ce ești supărat acum? Păi, ce-i cu starea asta nervoasă și conflictuală? Pe cuvânt. Pe mine, așa. Ce vrei? Tu, nu tu ți s-a pus pata pe gâștele alea? Ce le-am tăiat eu că am vrut? Dar eu nu cu gâștele m-am starea asta conflictuală și nervoasă. Dar cu cine? Iaghici! Hmm? Ia zi și mie, ce făcuși tu mă astăzi la muncă? Ia, a, povestește și mie. Of, n-am vrut să afli de la mine, n-am vrut să spun, am vrut să afli din ziare. Ce ziare? Care ziare? Toate ziarele, Floriu, că mâine o să fiu pe prima pagina ziarelor ca erou național. Ai, lasă-mă, ia uimește-mă, mă, cu ce faptă făcuși tu, ia zi. Am salvat un om de la NEC, Floaro. Hai, lasă-mă, un om? Da, o fotomodelă de talie internațională. Și cum? Și cum o salvași, mă? Greu. Foarte greu. Yeah. Păi stai să spun. Eram pe pod și fumam și o țigară, că nu prea mai aveam de lucru, știi? Când mă uit pe marginea gârlii, văd o mașină. Scumpă, i-a și zis Sugurlan, uite bă, Gheorghe, tu ai văzut ce mașină scumpă pe malul gârlii, bă, și cu numere de Italia. Mm-hmm. Zic, Maxia, o fi venit Stella acasă de sărbători. Păi de ce să caute Stella acasă de sărbători din noiembrie? Așa am zis și eu, ce să caute, bă, Stella acasă din noiembrie? Ce să caute Stella? Dar nu era Stella. Mm-hmm. A apărut o fetișcan așa, o vai de capul ei, o slăbătură. Fă, Floră, deci spun ceva... Și dezbrăcată. Oh. Da, mi-a fost și rușine să mă uit la ea pe cuvântul meu, dacă te mint. A fost o rușine. Închipui, săracul de tine, ce greu ți-o fi fost, ce te-ai mai chinuit. Și ia, mai povestește. Și s-a urcat pe capota mașinii. Mm. Așa, cum era ea... Dezbrăcată. Așa. Așa. Și a început să-și facă poze singure, știi cum se face acum la modă, silfiurile alea, sau cum se numește. Selfie-uri. Așa. Așa. Și nu-i pica lumina bine pe obiectiv. Și s-a lăsat așa pe un șold. Și a căzut în gârlă. Dar tu de unde știi? E, zic și eu, văzui în filme. Și ce făcut? Sări să o salvezi, a? Nu, eu, Țugurlan a sărit, că avea cizmele de pescar puse, a intrat în apă, a agățat-o cu undița, a luat-o cu undița, a scos-o cu undița drapă, nu s-a rupt firul, s-a și mirat Țugurlan, ce, bă, nevastă mea n-a fost așa slabă de la grădiniță din grupa mijlocie. Pe cuvântul meu, dacă te mint, o stămătură, ți-am spus. Da, da, da. Și ce ați făcut? Ați resuscitat-o? Da. Întâi Țugurlan. A început el. După aia eu, că tu știi că am făcut cursuri de salvare persoane. Da, eu, da, da. Eu știu să fac respirație gură la gură. Mm-hmm. Țugurlan, băi, Țugurlan îi băga apa în plămâni la loc. Nu să vă cuvânt. Păi și dacă zici că era așa slăbătură, avea plămâni? Avea, Floră. Ah. Cum să avea? Falși. Silicon. Îți spun sigur. Păi am testat. Mm-hmm. Da. Și-a revenit fata? Nu știu. Nu știu că am resuscitat la ea. Deci, Floră...
Pe cuvântul meu, dacă te minți. Am resuscitat, am resuscitat, am resuscitat, tu știi că eu resuscitez când mă apuc. Mie îmi spui că resuscitez. Și dă-i și dă-i și resuscitez și resuscitez. Dar n-ai mai resuscitat de mult. Am resuscitat. Așa. Cât am resuscitat și m-a luat foana, am plecat până la urmă. Normal. L-am lăsat pe Țugurlan să resusciteze și el, că na, e normal. Numai că Țugurlan, tu știi, că el n-are cursuri de... Mi-e frică să nu fie omorât-o, n-ai mă, cu cuvânt. Păi el nu știe fost să facă respirație de-asta gură la gură decât după ureche. Bă, sinceră să fiu, cred că și tu tot după ureche ai resuscitat-o. Că ești plin de ruj și pe ureche și după ureche și pe gât și pe gură. Ce vrei, fă? Ce să fac? Am făcut și eu ce am putut. Da, săracul de tot, da. Mă lași să mănânc? Da, cum să nu mănâncă? Numai ți-aș aduce nițică sare. Păi de ce? Că e sărată ciorba. E teașa să o arunc pe masă să cad motiv de ceartă. Și grăbește-te că tata Gherghina trage de azi de dimineață să moară și căutau pe unul care să-i facă respirație gură la gură. Și mă gândesc că acum că tu dacă ai cursuri și experiență, poate dai o cucă până la ea. Tata Gherghina, da. Mie, nici nu mai mănânc, pe cuvântul meu, domnule, nu mai am chef de mâncare. Auzi, Floră, mă duc să mă culc, așa trebuie. Ce-a tăiat pofta de mâncare? Resuscitez și eu odată, ca lumea, și mă... Nu ți-e rușine! Nu ți-e rușine! Lasă că stai-o! Stai-o, ți-a tăiat pofta, stai-o gâturile alea! Pe amândouă ți le tai! Cu barda ți le tai!